Domnule președinte, domnule primar, dragi colegi, aș vrea să fac o propunere aici. Știm cu toții că avem deja în orașul nostru refugiați ucraineni. M-aș bucura dacă am găsit împreună posibilitatea de a le oferi acestora și mă bucur că și domnul director de la TUP este aici, de a călători gratuit în orașul nostru atât timp cât ei se află. Aș vrea chiar să le propun domnului primar și executivului, dacă se poate să găsim soluția, să le oferim o gratuitate și la muzeu, la teatru, la sarină, astfel încât acești oameni, când se vor întoarce acasă, să plece cu o amintire cât de cât plăcută despre orașul nostru și poate se vor întoarce cu familiile lor în momente în care sunt mai liniștiți și în pace. Vă mulțumesc! O să analizez foarte repede și pozitiv ceea ce solicitați, dar acest lucru îl vom face strict pentru ucraineni. Nu putem să facem decât ceea ce restul, ceea ce avem aprobat în Consiliul Local, ca și tarife la tarif. În ceea ce privește posibilitățile de cazare, vreau să aduc la cunoștință că au mai fost zugrăvite câteva camere la internatul de pe strada Macilor, fostul internat al Liceului Liviu Ivreanu, și au fost utilate un număr de 12 camere, concret 24 de paturi și cu toate condițiile pentru ca să putem caza ucrainei care vor poposi în orașul nostru. Mulțumesc!